face mie observație și spune că noi nu avem un proiect, când în fiecare săptămână ieșim cu proiecte, unde ei, deci nu mie fac observație, când ăștia la latrina aia TV, cu latrinele alea de prezentatori, își permit să-și bată joc de numele meu și de partidul SOS România, ăștia care, cum spune, că ți-au morții? Unde ei, mă, morții? Bă, nu vă e rușine, mă! Bă, nu vă e rușine, băi, să aveți un astfel de comportament infect și să vă faceți voi lupii moraliști ai societății? Chiar nu vă e rușine când zi de zi ați chemat boschetar în emisiunile voastre ca să denigreze un om care a luptat, că n-o să lupți tu, madam, avocat, toată viața ta? Chiar nu ți-e rușine să vorbești despre mine? Ai tu căderea morală să vorbești despre mine? Ce ai făcut? Că te-ai vaccinat cu 500 de vaccinuri și ne făceai proști pe toți și ne acuzai că vă îmbolnăvim? Voi ne-ați îmbolnăvit, bă, de atâta prostie pe care o emanați peste tot. Ăștia sunt oamenii care prezintă la TV, domnul Huțanu, și au tupeu da. Să-mi facă mie observații? Ce au făcut ăștia pentru România decât o latrină? Miroase România rahat pe unde intri din cauza unora ca ăsta care stau non-stop pe televiziuni și își bat joc și manipulează întreaga omenire. Sunt pline latrinele TV de oameni care n-au făcut nimic, dar care au tupeu să facă morală. Și de ce? Pentru că domnul Ciolacu plătește. Pentru că în spatele denigrărilor se află bani murdari ale tuturor persoanelor de acolo. Asta e adevărul. Iar oamenii plătesc abonamente să se uite la mizeria asta și la teatru și la circul făcut de una care face... Vai, m-ați înnebunit! Voi ne-ați înnebunit! Voi ați distrus societatea! Voi sunteți rușinea României! Să nu-ți mai permis vreodată, madame avocat, să-mi pronunț mie numele! Mai ții minte când veneam acolo și făceați albie de porci că vorbeam contra vaccinării și a bodniței și m-ai tras odată deoparte și mi-ai spus: hai, Diana, du-te la PSD, tu știi că eu sunt de la PSD. Pirați-ai dracu cu PSD-ul vostru de nenorociți! Ați omorât România, ați alungat românii din țară, vă bateți joc, vindeți tot! Ați falsificat toate alegerile posibile și imposibile, falsificat sondajele și aveți tupeul să-mi pronunțați numele? Să nu mai îndrăzești vreodată să-mi pronunț numele și partidul meu SOS România! Că n-aveți voi vreun drept latrinelor ce sunteți! Puneți mâna și faceți dreptate în țară, că de-aia aveți joburi de juriști! Nu faceți altceva decât să defăimați, atât! Să construiți niciodată, să distrugeți ceea ce alții construiesc. Vrei proiecte? Cere-i lui Ciolacu, iubitul tău, pe care îl iubești de nu mai poți, să-ți dea proiecte. Care proiecte? De distrugerea României? Sunt singura care a scris memorii peste memorii și partidul SOS România la fel. Către guvern și le-am dat soluții ce Dumnezeu să facă. I-a durut undeva și au bătut joc și de fermieri și au bătut joc de toți. Ăștia au tupeul să ne facă nouă observație? Ăștia? Auzi, crezi că nu poți să-ți iau morții? Unde să iei, mă, tu morții? Bă, ăsta e limbaj de procuror, de avocat? Pă bune? După care vii la latrina TV și te faci, ca așa ți s-a spus, vai ce criză ai făcut, ia-ți medicamentele, n-ai zis că e medicamente? Ia-ți măcar din frate, că poate te liniștești. Dacă n-ați mai invitat boschetari în emisiune, poate n-ați mai fi atât de nervoși, că într-adevăr, boschetarul pute. Pute de mizeria morală pe care o aveți în studiourile alea. A
așa ați omorât România. Asta este lipsa voastră de educație împotriva căreia lupt eu. Cum să lupt? Vorbind încet, nu mă aude nimeni. Când strig, vă deranjează. Păi să vă deranjeze. Ce vreți voi? Un mut ca Iohannis? Una pe care o conduceau serviciile ca Dăncilă? Un alt mut, Constantinescu, care a semnat distrugerea Serbiei împreună cu Severina lui? Actul de trădare din 99 și cedarea Ucrainei.